Bodnariu, Barbu, Furdui, Smicală și multe alte familii traumatizate de legislații absurde. Acum e rândul unei noi familii de buni creștini, familia Rotundu. Din păcate, avem de-a face cu un nou caz revoltător de plasare a unui minor în custodia unui stat nordic, de data aceasta Danemarca. E dreptul revoltător și o adevărată dramă pentru familia micuțului Matias. Părinții, Rotundu Ionut și Sorana, nu au dreptul să-și vadă bebelușul diagnosticat cu hemoragie cerebrală după mai multe malformații dezvoltate la naștere, luat din familie și supravegheat în prezent de o persoană desemnată de către municipalitate, fără a le fi adus la cunoștință absolut nimic legat de starea pruncului. Totodată, la recomandarea medicilor, autoritățile daneze au deschis o anchetă cu privire la circumstanțele care au dus la internarea minorului în spital, iar părinții au fost reținuți în centre diferite cu suspiciunea de provocare a sindromului bebelușului scuturat. Pe scurt, sunt suspecți că au bătut copilul. Incredibil! Totuși, statul danez nu spune nimic despre faptul că mama, aflată în travaliu, internată în spital, a fost emisă acasă de medici, chiar dacă termenul de naștere a trecut cu 2 zile. Deci, putem discuta de un caz de malpraxis ținut în sertar. Un nou caz. Al câtelea? Mă întreb oare până când vor continua cu această abordare și aceste practici. Solicit urgent prezența ambasadorului danez în comisiile Parlamentului României pentru soluționarea rapidă și eliberarea din detenția familiei. În același timp, ministrul afacerilor externe și ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse se implică activ în procesul de aducere în țară a bebelușului aflat în spitalul danez, imediat ce starea de sănătate îi va permite. Să ne rugăm pentru familia greu încercată și pentru reprezentanții statului român. Vă ținem la curent. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Hrana Ta. Din energia ta? Haide, hai, da și mie din energia ta. Haide, haide, dă-ți mie din energia ta, da. Da, iubite, da. Cine-i drăguleață acolo? Cine-i frumos acolo? Cine-i minunat acolo? Elias? Elias, da? Da. Vă! 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 Hai, ne mișcăm. Hai, ajungi la tu și aici. Hai. Vă semnalez situația surorii Sorana Rotundu, care în acest moment este arestată împreună cu soțul ei Ionut Rotundu în penitenciare diferite, iar copilul în vârstă de aproape o lună a fost luat de către autoritatea comuner, fără nicio explicație și refuzând a oferi orice informație familiei despre starea de sănătate a copilului sau locația acestuia. Ei locuiau în orașul danez Santer Ome împreună cu Matias, copilul lor nou născut. La câteva zile după naștere, bebelușul a început să plângă mult și nu se odihnea mai deloc. A fost solicitat sprijinul moașei în mai multe rânduri, de la care au primit răspunsul că poate fi de la colici sau că așa mai plâng bebelușii. După apeluri repetate la ambulanță, Matias a ajuns la spital. Am înțeles că a fost diagnosticat cu hemoragie cerebrală, dar nu ne-a adus la cunoștință nimic legat de acest fapt, nici de la medici și nici documente care să ateste acest lucru. De atunci nu mai știm nimic de Matias. Când spunem nimic, ne referim la tot, cum ar fi investigații medicale, RMN, declarație medici sau orice fel de probă în acest sens. Explicațiile pe scurt și răspunsul primit au fost că sunt date confidențiale. Noi reprezentăm familia unui copil nou născut și nu concepem faptul că nu știm absolut nimic despre el. Nici unde se află, nici care este starea lui de sănătate sau dacă a fost predat către o familie în plasament. Vă rugăm să ne susțineți în rugăciune. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.